Contribuabilii băcăuani, persoane fizice care își achită taxele și impozitele locale pe anul 2014 până pe data de 31 martie beneficiază de o bonificație sau de o reducere de 10%. Autoritățile locale acordă facilități și persoanelor juridice. Reprezentanții persoanelor juridice care se prezintă până pe 31 martie pentru a achita dările locale beneficiază de o reducere de 25% la impozitele pe clădiri. Nici la bancă nu mai câștigi atât de mult într-un an, sunt de părere unii băcăuani. Pensionarii mărturisesc că reducerea contează foarte mult raportat la pensiile pe care le au. Nu câștigi la bancă 10% într-un an, la cât sunt dobânzile acum? Da, e. Pentru cei care au venituri foarte mici, cred că contează 30 de lei. De exemplu, la 350, cât am plătit, 35 de lei. E favorabilă pentru noi pensionari. Obligat. Pentru noi la pensii contează. Nu cred că ajută. E bună, dar cred că ar fi trebuit mai mult? Mai mult, da. Contribuabilii băcăuani trebuie să știe și faptul că autoritățile locale au decis prelungirea temporară a programului de lucru la Direcția de Taxe și Impozite pentru a veni în sprijinul celor care vor să beneficieze de bonificațiile acordate, dar nu au timp în cursul săptămânii să-și achite dările. Ghișeele vor fi deschise și sâmbătă 29 martie între orele 8 și 13 doar pentru persoanele fizice. Există și posibilitatea achitării online a taxelor și impozitelor locale accesând site-ul www.ghiseu.ro.